La revedere! Zi frumoasă, numai de departe, noi avem parte de Crăciun în familie. Fie că plecați la munte, fie că plecați la mare, cine știe, Crăciunul în general se sărbătorește în familie. Și familie avem și noi în această dimineață în platou, familie frumoasă și foarte energică. Oana Ionita a venit alături de cei doi copii ai, Izabela și Maxim. Bună dimineața tuturor, bine ați revenit! Bună dimineața, abia așteptam să venim și să vorbim și să povestim și să spunem și poezii și să arătăm și scrisoarea și să spunem ce am mai făcut anul ăsta. Aveam atât de multe de spus. Vă simt că sunteți entuziasmați și Maxim este foarte energic. Eu sunt cel mai energic. Pentru tine vine Moș Crăciun cu cele mai multe daruri în seara asta? Da! Izabel, tu ai fost mai cumpătată? Da, eu am vrut mai puțin. Ai vrut să mai rămână și pentru alți copii, nu-i așa? Normal. Maxim nu ține cont de chestia asta, pentru el să vină toate cadourile. Ce ți-ai dori, Maxim, anul ăsta? Ciocanul lui Thor, un costum de basket, robot de luptă, wow, o carte de citit. Oh. Wow. Ok. Așa, mai ai? Un pistol. Un pistol. Și un pistol. I-aș mai vrea și două săbii. Și două. Numai de astea de luptă, vezi? Se pregătește. E războinic. Da, da, da. Și de a să apere familia. Cine știe, poate vine vreo criză energetică. Da, e nu, pregătit. Cred că mai degrabă cu sora lui din când în când. Adică acolo e războiul cel mai mare. Eu cred că tu, Izabel, l-ai cerut niște ochelari laser ca să faci praf și pistolul și sabia. Da, da, da. Mi-ați dat o idee bună. Nu? Uite, da. poți să-i mai scrii moșului și am înțeles că primește scrisorile și online mai nou. Moșul s-a modernizat, are adresă de e-mail, are site. Wow. Iauzi. Da. Să știi că la Moș Nicolae s-au pregătit cu câteva zile în urmă, nu? Înainte să vină Moș Nicolae și au făcut niște scrisori foarte frumoase. L-au pus în brad, cum am pus bradul, cum au pus scrisorile, le-au aranjat foarte frumos. Și acum la Moș Crăciun zic, ei și-au făcut lista, dar așa în imaginația lor, zic, voi ați scris ceva pe hârtie? Că moșul dacă nu vede, nu va duce nimic. Zice, păi da, nu știu dacă o să ne aducă tot ce cerem noi. Păi nu, dar face și el o selecție din tot ce scrie, să alege și el ceva, să fie exact, să fie acolo, pe listă. Da. Cum petreceți anul acesta de sărbători? Plecați pe undeva? Super tare! Deja petrecem. Vezi că am început noaptea, ziua de ajun, am început-o la voi și e o atmosferă foarte frumoasă. Cu ei non-stop este atât de dinamic și trebuie să ții ritmul și pasul cu ei. Noi petrecem acasă și cred că multe și mulți prieteni cu care am vorbit petrec acasă, Crăciunul în familie. N-am apucat să gătim, dar avem foarte multe neamuri și prieteni care ne aduc. Mama face sarmale, de la Suceava, din partea lui Florin, mai primim mâncăruri alese, de la prieteni de aici primim mezeluri și dar nu mâncăm foarte mult, pentru că nu ne dorim să facem exces. Nici nu ținem post, dar nici nu mâncăm foarte mult după aia. Poate că la un moment dat o să fie nevoie să ținem și post și să... E bine să ținem aici în post și în suflet. Și să fim tot timpul oameni buni și să-L avem pe Dumnezeu în suflet. Asta e important. Iar ei să încerce să învețe cât mai multe lucruri frumoase. Uite, am pregătit și o poezie în drum spre voi. Vreau să întreb, că nu eram atât de pregătit. Zic, uite, ieri am alergat așa că îmi vine moșul și eram entuziasmat și nu ne-am pregătit și zic, hai pe drum spre emisiune să învățăm o poezie repede și uite, am reușit să învățăm o poezie. Cine începe această poezie? Isa. Ia să vedem. Să ascultăm poezia, că eu sunt foarte interesat. Eu n-am mai învățat o poezie de la grădiniță, deci îmi dați păi era poezia, am zis că am selectat din mai multe poezii și am văzut că era poezia Isei de la grădi. Și zic, hai că trebuie să nu mai ții minte nimic. Zic, nu contează, hai să învățăm acum. Ia zi, Isa. Dragi copii din țara asta, vă mirați voi cum se poate. Moș Crăciun din cer de acolo o să le știe toate. Uite cum vă zice Badea. Iarnă, noapte pe zăpadă, el trimite cât un înger la fereastră cât să vadă. Îngerii se uită în casă, văd ce spun, iar moșul are col în cer la el întindă, pe genunchi o carte mare. Cu condeiul de argint, el scrie ce copil și ce purtare și de acolo știe moșul că-i șiret, e lucru mare. Uite, am învățat fiecare câte o parte din poezia
Crăciunul copiilor. Super! Octavian Goga. Și n-am contribuit fiecare și mi-a zis și Isabel când am plecat de acasă, pentru că trebuie să lucrăm în echipă. Zic, da? Uite, întotdeauna când lucrezi în echipă primești ajutoare de nădejde. Cum are și moșul, nu? Are Reni. Are Elfi. Elfi. Și copiii care tot scriu scrisori acolo. Da, noi ne bucurăm că am avut un an foarte intens, foarte frumos și cumva lucrurile s-au mai așezat anul ăsta. Am reușit să facem și niște concursuri de dans foarte frumoase. Am organizat Young Artist Grand Prix pentru copii, unde au fost copii foarte, foarte talentați din toată țara. Am reușit să facem și două workshop-uri pentru ei, Dance Motion, care se organizează de două ori pe an și acum o să-l facem din nou în aprilie cu coregraf din străinătate și din România. Am reușit să facem, zic așa că n-am tras linie, am reușit să organizăm multe lucruri frumoase pentru copii. Copiii au luat FB, Isabel e foarte fericită că anul ăsta la școala unde 311 a reușit să ia numai note foarte, foarte bune. Maxim a luat numai smiley, ei la clasa 0 și la ei primesc emoticoanele alea cu când e supărată, doamna le trimite, le dă alte emoticoane când reușește să facă ceva. Eu am reușit. Ce ai reușit? La matematică și de-astea. Și de-astea? Care de-astea? Cum sunt de-astea? Care de-astea? Să numeri în doi, în doi. Așa. 3 plus 3, mai multe grele. Ce? Care sunt alea grele? Matematică și să numeri în doi, în doi și... Și din 3 în 3. Și sport, cred că a fost foarte greu sportul. Nu, a fost pentru mine foarte ușor sportul. Ai fost cel mai bun din clasă la sport, nu? Da. Da, e foarte competitiv, Maxim. Am o familie competitivă, cred că cu mine în frunte suntem așa. Îmi dau seama, dar sunteți și foarte relaxați în această dimineață și mă bucur tare mult să vă văd așa. Cred că exact, cred că e vorba și despre spiritul sărbătorilor. Îmi place că la voi se simte atmosfera asta lipsită de tensiuni, plină de armonie, de bucurie. Văd că aveți și o scrisoare acolo. Da, asta e scrisoarea. Da. Să știi că tensiunile le are tati. Noi, el ține toate tensiunile. Noi suntem foarte relaxați, foarte veseli. Mai țipăm, ne mai certăm, ne mai împăcăm, ne mai iubim. Că așa e, ca în orice familie, zic eu. Ce ai scris acolo? Ia, arată și tu scrisoarea la... Eu am zis scrisoarea mea, acum trebuie să o zică pe al ei. Da, Isabel a scris pentru amândoi, nu? Da, și acum o să fie rândul lui Isabel. O citesc? Da. Da, de ce nu? Hai să vedem, să audă moșul așa și cu voce tare citită scrisoarea. Dragă moșule, în ultimul timp eu și Max nu prea am fost cuminți. Eu aș vrea o carte Matilda, un Lego și 6 mandarine. Max ar vrea ciocanul lui Thor, un pistol, echipamentul basket. De basket și roboți de luptă. Să nu uit și niște cărți pentru Maxi. Da. Îți urăm un an bun și fericit. Te iubim. Moș Crăciun. Dar pentru părinți n-ați cerut nimic, iar dacă și ei... Mandarinele, cred că. Mandarinele? Bine, mandarinele sunt preferatele mele. Nu are. Evident, nu. Pentru... Sunt bananele. Și bananele. Putem să-i lăsăm așa că este... Vorbesc. Da, el preferă bananele și ia mandarine. Ea nu mănâncă dulciuri, nu-i plac foarte mult dulciurile, deși îi place... Eu noaptea când mă uit la un desen cu basket, mănânc mandarine. Și eu, să știi, când mi-aduce tata mandarine, mi-aduce 5 kg și dacă stau o oră la televizor, 3 kg dispar. Super! Mănânc așa pe nerăsuflate. Deci nu e cu popcorn la noi, la noi e cu mandarine. Bine. Mandarine, cel mai frumos, da. Acum în perioada de sărbători, mirosul de mandarine. Noi mai puneam și pe calorifer, puneam cojile de mandarine ca să miroasă frumos în casă. Da. Nu le aruncam imediat, adică decojam mandarina, puneam pe calorifer, mirosea frumos în casă o zi, două și pe aia le aruncam. Da. Ca să le mai folosim puțin. Noi ne-am dorit foarte mult să avem și niște zăpadă, dar asta, nu știu, dacă ne aducem moșul... Nu depinde de noi, dar trebuie să ne dorim și e important, energiile tuturor să meargă într-o direcție și dacă îți dorești cu adevărat ceva, e posibil să ți se întâmple. Cine știe, poate dacă plecați de Revelion undeva... Eu vreau să primesc zăpadă și să mă joc cu vecinii mei. Cu vecinii. Ai dat toate cadourile pe care le-ai cerut pe zăpadă? Dacă ți-ar spune moșul, Maxim, ai de ales să-ți aduc toate jucările sau ți-aduc zăpadă? Ce alegi? Zăpadă. Foarte frumos. Asta pentru că ai alege pentru toată lumea. Faci un bine tuturor, de fapt.
Nu-i așa? Și ție și vecinilor și familiei, toată lumea se bucure de Crăciun. Eu să mă joc mai mult cu Isabel cu zăpada. Cred că te așteaptă Isabel o mare săpuneală în cazul în care vinge anul acesta. Da. Așa că eu zic să te pregătești intens. Oana, voi ce vă doriți în această perioadă de sărbători? Noi ne dorim să fim mai liniștiți și mai chipzuiți și noi, că până la urmă de la noi începe totul. Dacă noi reușim să avem liniște în suflet și în minte, tot în jurul nostru se liniștește și liniștea asta pornește într-adevăr de la noi, dar noi trebuie să ne găsim resursele necesare, să ne alimentăm energia, să fim pozitivi, să gândim pozitiv și toată lumea vorbește doar de lucrul ăsta, ceea ce e bine, un mesaj important și e bine să gândești așa, dar trebuie să-ți iei de undeva resursele pentru asta, dintr-o carte, dintr-o... Eu am reînceput să citesc și... Câteodată chiar dacă n-am timp seara înainte să mă culc, dorm cu capul pe carte și simt că mă redescopăr lucruri despre mine și până la urmă despre asta este vorba. Că vine o vreme și nu mai ai timp de tine, nu mai ai timp de nimic. Trebuie să faci anumite lucruri pentru că trebuie și n-ai cum să te rupi de la lucrurile alea. Dar făcând lucruri tot timpul pentru ceilalți, uiți de tine. Și câteodată este bine și le transmit tuturor, dacă aveți timp să vă găsiți 10 minute pe zi, un sfert de oră, sau chiar și dacă jumătate de oră să faceți sport sau să citiți o carte, te liniștește și îți dă așa o stare de că ai realizat ceva pentru tine. Asta mi-aș dori pentru nou an. Mi-aș dori să se mai liniștească cumva și toată lumea asta cu pandemia, cu tot stresul prin care trecem, dar să știi că până la urmă, dacă nu dăm de asta, dăm de alta și tot timpul o să fie ceva. Ce e important e să știm noi să fim oameni unii cu alții, să fim buni, să ne ajutăm și să ne sprijinim. Sunt intenții foarte frumoase și se simte liniștea în glasul tău. De Revelion v-ați propus să plecați pe undeva, să petreceți în altă parte, dacă tot vreți zăpadă, în Maramureș am înțeles că deja ninge, deci dacă vreți da, să faceți la munte. Revelion la munte, la... Știi, Georgia, toată lumea pleacă, toată lumea este peste tot, este plin și mulți prieteni au spus că este trafic, este lumea, e aglomerație peste tot și așa, nu ne dorim asta. Ne dorim să fim liniștiți, să apucăm să vedem un film, să apucăm să îi liniștim pe ei, să îi lăsăm să se joace, să se distreze. Și cred că până la urmă, dacă ar fi să ne luăm o vacanță, mini-vacanță, ne-am luat în astea 3 zile dintre Crăciun și Revelion, când nu e foarte multă lume peste tot. Cam toată lumea, toți cunoscuții noștri, prietenii noștri au zis că în principiu și-ar dori să stea acasă pentru că este peste tot plin. Dacă vrem să ne luăm un loc acum, este super aglomerat. Maxim, îți plac sporturile de iarnă? Da. Ce îți place? Mai mult îmi place să arunc cu mingea, nu știu, până... Cu bulgărul de zăpadă vrea să zic... să patinez. Patinez. Și mie la fel, numai că mai mult... Păi ne-am propus, dar nu suntem siguri. Poate mai mult vreau să arunc cu mingea de zăpadă pentru că... Asta e sport. Sportul de zăpadă e aruncat-o cu bulgărul. Cu bulgării sau cu... Să văd cât de departe se duce. Voi v-ați plimbat vreodată cu Sania? Da. Da. Anul trecut. Deci dacă vine anul acesta zăpada, cu siguranță sunteți afară cu Sania. Da. Da. Cine trage pe cine? Maxim, tu reușești să o tragi pe Isabel cu Sania sau... Ești suficient de forțos? Aproape reușesc. Eu zic că tati trage pe toți trei ne trage tati. Da, bă, el e puternic. Deci tati e cel mai puternic din familie până la urmă. El trebuie să tragă, ca, da, ca în viață. Da, ca în viață, da. Uite, distracție aici, unii se distrează și alții muncesc. Dar acum nu mai vorbim de... Chiar ne-am luat zilele astea libere și chiar ne dorim să fim și să nu mai... Eu s-am zis să nu mai vorbesc despre dans și despre coreografii, dar tot o să mă uit la spectacole despre... Ultimele spectacole de spărgător care au fost la Balșoi și care au fost și la Viena, au fost și spectacole foarte frumoase și care o să se difuzeze pe YouTube și cu siguranță și copiilor o să le trimit. Nu o să-i las nici pe ei foarte liber, o să le dau câteva teme să se uite la ce a mai apărut în domeniul ăsta.
Și o să-mi fac de lucru cu ei. Nu o să gătesc. N-o să gă... eu... O să gătim clătite. Da! Deși nu mănâncă foarte, okay. Așa, știi că peste tot, în orice familie copiii vor să facă, să ia parte, să încerce să facă și ei ceva folositor, dar nu neapărat, mănâncă două guste, două guri și gata. Moșului îi pregătiți ceva în seara asta, știți că moșul mănâncă fursecuri și bea lapte, da. Să-i le puneți în brad. Eu uneori gătesc. Uneori ce gătesc? Adică eu spăl vasele uneori. Tu nu speli niciodată vasele. Ai spălat uneori vasele, de ce? Uneori foarte rar. Uneori foarte rar. Îmi place că e un moment de sinceritate la matina. Da, cam așa e la noi. El gătește foarte bine cerealele cu lapte. Nu, e... Mami gătește foarte bine ciorbă. Doar spăl vasele, da. Ok? Doar spăl vasele. Nu le-ai spălat niciodată, Maxi. Așa e că... Nu, nu le-ai. E bine să ai visuri. Da, să ai viziune, să-ți exact. Dorești. Da, da, da. Dar am spălat odată. Nu, aveam când a fost odată. Când a fost și trebuia să stăm toți în casă, atunci am început să gătesc și făceam și ciorbițe și făceam mai multe lucruri, pentru că nu aveam ce să fac, știi? Și cred că momentul ăla a scos din noi multe lucruri ascunse. Dar acum, uite, fac de lucru cu ei. Cum să am timp să gătesc? Mă duc și cumpăr lucruri gata preparate, că nu mai e timp. Non-stop. Ce v-a zis tati înainte să intrați în direct dimineața cuminți. Asta? Da. Să fiți cuminți. Și considerați că tati e mulțumit de ce ați făcut astăzi? Nu prea cred. Ba da. Eu cred că e foarte mulțumit că ați ridicat așa toată atmosfera în această dimineață și eu cred că așa ar trebui să fie copiii, toți copiii. Păi îmi place să mă joc cu Isabel. Da, se pare și normal. Și ține, nu? Zi-mi sincer, Isabel, te mai trage de păr Maxim din când în când? M-a tras, dar că odată. Acum nu mă mai trage. Să nu mai faci așa, Maxim. Eu să știi că sunt foarte supărată pe frățiorul meu mai mic. El așa făcea când eram mici și noi ne jucam, ne hârjoneam, ne băteam, îi scriam lui moșul împreună și de fiecare dată când se supăra pe mine, băga așa mâna în păr și când o scotea, atârna așa firele de păr și le dădea așa, diabolic, le dădea drumul pe jos. Și nu am putut să-l uit nici până în ziua de astăzi. Deci dacă vreți să vă faceți amintiri frumoase, să ne tragi pe Isabel de păr. Vreau să vă facem amintiri frumoase. De exemplu, ce amintiri ai vrea să ai cu Isabel așa frumos? Ultima dată m-a bătut la box. Uite, amintiri frumoase. Niciodată nu o să te bat. Ce frumos. Pentru că e sora mea și te iubesc. Da, se numește vrăjeală, să zic așa. Deci este, crede-mă, când se trezește de dimineață, vine la tati, tati te iubesc, vine la mine, mami te iubesc, Isa te iubesc și vine și sau în momente în care ești stresat sau sunt la sală, nu știu ce, mă trezesc cu el că vine așa cu o față pacifistă, mami te iubesc și eu n-am timp, eu trebuie să mă concentrez și eu mami te iubesc. Deci că, și schimb așa radical când vine cineva și te dă peste cap așa total, se schimbă puțin ziua. E bine să ai oameni din ăștia, dar e super parșiv câteodată, să știi. Dar cine seamănă? Zi-ne sincer, chiar, acum chiar de sinceritate, cu bunicii, nu, eu, cu cine, eu cu nu eram mătușa, așa, cu, nu? Nici cu tate, nici cu... Nu știu cu cine, de unde seamănă e așa. Seamănă că e chelcheșozul lui, așa? E chelcheșozul... O fi fost, eu n-am fost așa, eu eram timidă, eram cu minte, cam cum era cum e Isabel, adică liniștită. Păi eu acum că vorbesc, mai am și că televiziunea mi-a schimbat puțin perspectiva, că m-a obligat să fac lucrul ăsta și îmi place, acum am descoperit o altă latura mea, dar eu n-am așa, știi, e schimbător, face fețe când vrea să fie un personaj, tot timpul este, poate de când făceam eu personaje, mă gândesc când jucam tot felul de scenete, poate de atunci să trage. O altă latură a mea. Eu cred că, Maxim, ești numai bun să devii actor. Nu știu dacă tu îți dorești să devii actor, dar asta eu așa simt. Ok, dacă e cineva stresat sau supărat, eu încep să-l veselești. Da, adevărat. Mm-hmm. Circar, adică poți să, nu? Poți să faci și psihoterapeut. Isabel uneori e supărată și încerc să o înveselesc. Cum faci asta? Uneori. Să mă mai mulțumesc.
N-ai cum, uite-te, dacă te uiți la fața lui, dacă îi dai un prim plan, deci când te uiți la fața lui, nu ai cum să nu te... Niciodată. Să nu zâmbești. Să nu zâmbești, știi? Să nu schimbe... Că toată te enervează, știi, când ai niște când te grăbești, când trebuie să faci ceva și nu ai timp și nu am timp de maimuțărelile tale, știi? Asta e maimuțărelile tale, da, dar e să știi că dincolo de maimuțărel e un îngeraș. Așa sunt îngeri și pozna și... Na, așa e. Așa sunt toți copiii. Vreau să aflu și eu de la voi câteva cuvinte pentru cei de acasă în această perioadă de sărbători. Ce le doriți? Uite, o să încep cu mami prima dată, ca să vă las pe voi la final. Bineînțeles, Maxim, vreau să închei această emisiune, această întâlnire. Apoteotic. Dragilor, vă doresc numai bine, multă sănătate. Aveți grijă unii de alții, că până la urmă ăștia suntem. Familia și prietenii sunt cei mai importanți și de sărbători și mereu în viața voastră. Fiți mai buni. Mai bun, mai prieten cu ceilalți, cu vecini, cu prieteni, cu familia și mai darnici. Până la urmă despre asta este vorba de Crăciun. Să dăruim. Isabel, mesajul tău pentru cei de acasă care este? Păi, ce le dorești de sărbători? Tot așa, sănătate, iubire, veselie, la mulți ani. Și cadouri multe. An, nu? Da. Eu îmi doresc să vină de fiecare dată zăpadă și să mă joc cu zăpada. Maxi, acum nu e vorba de ce-ți dorești tu. Este un mesaj către ceilalți copii. Ce-și doresc ei? Ce le transmiți? Ce-i vrea să primească ei? Ce le dorești tu lor? Să aibă... Zi, Maxi, hai. Să aibă prieteni buni și să se joace frumos cu ceilalți și să se iubească între ei. Ce frumos! Să te uiți la cameră când spui asta și te uiți la cameră așa profund și spui către cameră. Să iubească între ei. Până la urmă totul este despre iubire. Da. Vă mulțumesc că ați trecut astăzi pe la noi și ne-ați împărtășit din bucuria voastră de familie și din liniște, din entuziasm, din voie bună, cu zâmbete, cu tot ce trebuie. Vă așteptăm la fel de voie și în 2022 să aveți parte de un an minunat, să fiți sănătoși, să petreceți frumos, să vă bucurați de ce gătesc rudele. Ce gătesc rudele, da. Nu ne dorim să mâncăm foarte mult, ținem la dieta noastră, să arătăm bine, să fim în formă pentru noul an, să fim pregătiți, nu cu burțile pline. Dar nici cu burțile goale. Nici cu fălcile umplute. Să fim normali. Normal. Uite un mesaj bun. Hai să fim normali de sărbători. Vă super, super mulțumesc. Sărbători cu bine și la mulți ani. Să ne revedem la fel de voioși în 2022. Sărbători fericite. Sărbători fericite. Pa!